Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Găsim soluțiile potrivite pentru a ne fi bine. O zi în care vom putea găsi ușor metode să ne exprimăm și să satisfacem nevoile noastre de predictibilitate, confort și odihnă. În timp ce vom căuta mai multă armonie și pace decât de obicei, o conjunctură se va forma pe orbita între Marte și Uranus, iar necesitatea de a face unele schimbări în zonele de rutină ale vieții noastre va începe să se facă puternic simțită. O zi cu vești bune și surprize în planul carierei, dar și obstacole ce vor necesita răbdare, diplomație și prezență de spirit. Descoperă ce-ți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Indiferent de planurile pentru această zi, nativul berbec va trebui să-și drămuiască timpul astfel încât să nu amâne nimic pentru altă dată. Dimineața nu va fi potrivită pentru chestiuni importante. Deși va naviga rapid în orice situație și își va ajusta planurile, totuși va pierde câteva oportunități interesante. Berbecii au idei multe, însă practica lasă de dorit și nu este exclus să piardă anumite oportunități pe plan financiar. Fii cu ochii în patru pentru că este o zi în care ai noroc la bani. Se sizează fiecare oportunitate și ia deciziile corecte, astfel încât să-ți maximizezi șansele de câștig. Dar mijlocul zilei va fi fructuos. Eforturile pe care le va depune vor fi încununate cu succes. Seara va fi potrivită pentru întâlniri cu vechi prieteni. Datorită unor conversații clare, nativul berbec își va putea sorta propriile sentimente și experiențe și se va simți mult mai bine. Taur. Nativul Taur va avea o zi propice pentru a începe problemele complexe și responsabile, care vor necesita o atenție deosebită. Va dispune de toate resursele necesare pentru a avea succes, idei bune, perseverență și răbdare. Se va putea baza pe ajutorul unor oameni asemănători, dar va trebui să facă față celui mai dificil aspect, munca suplimentară. Taurii vor afla că propria fericire este strâns legată de fericirea celor din jur. Dacă simți că o persoană dragă se confruntă cu probleme, însă refuză să comunice, cel mai probabil ai dreptate. Instinctul îți spune ceva și trage un semnal de alarmă, chiar dacă ochii trec cu vederea. Încearcă să faci primul pas și să stabilești o punte între voi doi. Vei putea apoi să fii de un mare ajutor, iar asta nu se va uita prea curând. Situația financiară a nativului Taur se va putea deteriora oarecum, dar astfel de schimbări vor fi temporare și pe termen scurt. Cheltuielile principale vor fi legate de problemele de familie și de rezolvarea unor probleme cotidiene. Gemeni. Ziua nativului Gemeni va promite unele schimbări ce vor putea apărea în toate domeniile vieții. Vor exista descoperiri neașteptate care îi vor afecta relația cu cei dragi. Vești bune legate de realizările celorlalți membri ai familiei nu vor fi excluse. Va avea șansa de a ajuta pe cei apropiați. Gemenii ar putea pune mâna pe o sumă frumoasă de bani, un cadou neașteptat și care îi scoate din multe probleme. Cu disciplină și răbdare vei reuși să profiți din plin de această ocazie fără a te pierde în plăceri de moment. De altfel, nu este o idee chiar rea să pui o mică sumă deoparte pentru vremuri grele. Îți vei mulțumi pe viitor. Astrele îi recomandă să fii atent în problemele financiare. Probabilitatea unor pierderi va fi foarte mare. Extravaganța și dorința de a-și răsfăța toate plăcerile îl vor face să ia decizii greșite. Nativul Gemeni va trebui să se abțină de la achiziții spontane, deoarece se vor dovedi inutile. Rac. Ziua nativului Rac va fi atât de calmă și de previzibilă încât se va putea plictisi. Va dori să preia ceva complet nou, dar va avea nevoie de aliați. Din păcate, nu vor fi atât de mulți oameni în jur care vor fi dispuși să-i aducă ceva nou și neobișnuit în viața de zi cu zi. Toată lumea va fi prea ocupată. Racii redescoperă noi hobby-uri pe care în trecut le practicau cu multă plăcere. Agitați din fire și extrem de emotivi, aceste activități au rolul de a regla avalanșa de gânduri și sentimente, așa că ar fi bine să le iei în serios. Cei mai răzneți chiar ar putea să pornească o mică afacere pe cont propriu. Prin urmare, va decide să acționeze independent. Unele dintre acțiunile sale vor avea unele dificultăți, dar acestea nu vor duce la probleme grave. În rest, nativul Rac va fi destul de norocos. Datorită susținerii astrelor, va fi posibil să obțină succes în activități în care alții au eșuat. Leu. Nativul Leu va avea o zi grozavă pentru întâlniri de tot felul. Va face o impresie bună chiar și celor care nu plac pe nimeni. Le va câștiga încrederea și le va pune întrebări despre tot. Va fi util să discute probleme de afaceri și să elaboreze planuri pentru viitor. Va avea șansa de a primi ajutor sau chiar aliați influenți. Te sensibilizează problemele altor persoane. Empatia de care dai dovadă este puternică, iar gândurile tale ar putea fi distrase de îngrijorare. Nu e un sentiment confortabil, iar acest nivel de
compasiune pentru ceilalți s-ar putea să-ți facă rău pe termen lung. Ai pus prea multă vreme nevoile și dorințele altor persoane mai presus de ale tale, așa că ai face bine să găsești un echilibru. Merită să te gândești mai întâi la tine din când în când. Va fi mai bine să nu vorbească despre lucruri personale și intime. Astfel de conversații vor fi dificile pentru el. Astrele îi recomandă nativului leu să-și amintească mai puțin despre trecut. Reflexiile prelungite asupra evenimentelor vechi vor face dificilă concentrarea sa asupra celor prezente. Fecioară. Nativul fecioară va avea o zi ambiguă. Cei apropiați îl vor înțelege adesea incorrect, refuzându-i cereri chiar nevinovate. În plus, vechile nemulțumiri vor fi reamintite ca urmare. Chiar și o discuție a celor mai simple chestiuni se va transforma într-o ceartă. Este timpul să pui la cale o ieșire cu prietenii. Ai nevoie de un moment de respiro. Nu trebuie să fie neapărat ceva major care să implice mulți oameni. Poate fi vorba doar de o întâlnire cu cineva pe care nu l-ai mai văzut de mult timp, dar trebuie să o planifici cu mare atenție, deoarece spontaneitatea nu e un atu al tău. Chiar dacă va încerca din greu să facă concesii, acest lucru nu va fi mereu suficient. De asemenea, ziua va fi favorabilă muncii independente, va putea face multe lucruri utile și nu numai pentru el. Nativul fecioară va putea începe o activitate nouă, va putea învăța ceva sau va obține informații care în curând îi va fi de mare folos. Balanță. Nativul balanță se va confrunta cu lucruri neobișnuite și interesante. Cel mai adesea, acestea vor necesita creativitate, nu doar cunoștințe și experiență. Nu va trebui să-i fie teamă să viseze, va putea depăși cadrul obișnuit și chiar îi va fi foarte util acest demers. Tot ceea ce te îngrijora zilele trecute pare să fi fost o simplă alarmă falsă. Totul e clar acum. Odihnește-te și răsuflă ușurat. Ai reușit. Lasă-i pe ceilalți să te bine dispună și relaxează-te, că-și meriți. Eliberează-te de tensiune și pune un zâmbet pe fața ta. După amiază sărbătorești în familie. Va fi posibil ca cineva să vrea să-l cunoască mai bine și apoi să-i facă sugestii interesante. Foarte probabil va face o călătorie neplanificată. Chiar dacă drumul va dura ceva mai mult timp, nativul balanță nu va avea de ce să se plângă, deoarece va merita sacrificiul. Seara va fi generoasă în întâlniri plăcute și cunoștințe interesante. Scorpion. Nativul Scorpion va întâmpina unele dificultăți. Acestea nu-l vor face să renunțe la planurile sale, cel mult îi vor deranja starea de spirit. De dimineață va încerca să se păstreze în formă, iar mai târziu își va putea da frâu liber emoțiilor. Relațiile personale se vor dezvolta confortabil și ușor. Cei dragi îl vor înțelege perfect și nu va merita acuzații de necumpătare. Așteptările tale sunt prea mari. Țintești atât de sus încât vei fi dezamăgit atunci când realitatea te va lovi. Ai face bine să-ți reduci ambițiile și să lași lucrurile să-și urmeze cursul firesc. Te vei simți mai confortabil când vei renunța să încerci să controlezi totul din jurul tău. Tot ce trebuie să faci este să-ți deschizi inima și să lași pe altcineva să ia deciziile pentru o vreme. Va fi mai bine să nu planifice nimic important, deoarece în acel moment va fi destul de obosit. Spre seară, nativul Scorpion va trebui să stea departe de cei cărora le place să-l critique. Doar comunicarea cu oamenii pozitivi îi va reda buna dispoziție. Săgetător. Nativul săgetător va avea o zi epuizantă. Va fi important să-și evalueze în mod corespunzător puterea și să preia doar sarcinile ce le va putea duce la capăt de unul singur. Solicitarea ajutorului de la cineva va fi inutilă. Chiar dacă nu îi se va refuza direct, va fi puțin probabil ca totul să se rezolve la timp. Astăzi, munca în echipă este cheia succesului pentru nativii zodiei săgetător. Atât la serviciu, cât și în viața personală, colaborarea te va ajuta să obții ceea ce-ți dorești. Pentru săgetătorii care nu și-au găsit încă jumătatea, scopul recomandă să fii puțin mai curajos în relația cu persoana specială pe care ai pus ochii de ceva vreme. Astrologii întrevăd surprize frumoase și clipe de neuitat. Astrele îi recomandă nativului săgetător să-și mențină reperele realiste și să nu se culce pe ureche, crezând că dacă își va arăta entuziasmul, lucrurile se vor rezolva de la sine. Seara o va petrece liniștit, urmărind emisiunile TV preferate sau lecturând un roman captivant. Capricorn. Pentru nativul Capricorn nu va fi deloc cea mai bună zi. Acest lucru se va aplica atât relațiilor profesionale, cât și celor personale. Va fi înțeles greșit, ideile sale vor fi criticate și nu va primi niciun sprijin. Dar cel mai rău va fi faptul că toate acestea îl vor face să se îndoiască de abilitățile sale. Pentru Capricorn, ziua de astăzi ar putea fi o prelungire a weekendului. Ai nevoie să-ți încarci bateriile pentru perioada complicată care urmează. Trebuie să înțelegi că nu vei reuși să duci la capăt obiectivele pe care le ai dacă nu-ți conservi energia.
Seara, un prieten foarte bun cu care ai rupt legătura de ceva vreme te va căuta pentru a-ți cere ajutorul. Astrele îți recomandă să nu-l refuzi, fii disponibil pentru el. Astrele îi recomandă să nu intre în panică. Momentul favorabil pentru începerea unor afaceri profitabile va apărea foarte curând. Între timp, nativul Capricorn se va putea angaja în planificarea, colectarea și analizarea informațiilor necesare. Cu alte cuvinte, viitorul va fi mult mai benefic decât prezentul. Vărsător. Nativul vărsător va avea o zi grozavă. Va exista șansa de a câștiga o victorie importantă, de a-și dezarma adversarii de lungă durată, lăsându-și concurența cu multă în urmă. Chiar și cei care vor fi de obicei interesați doar de afacerile lor, vor observa realizările sale. Vărsătorii sunt în mare formă. Ești dispus să faci tot felul de lucruri spre uimirea celor care te cunosc și care nu s-ar fi așteptat să începi săptămâna în forță. Obții tot ce-ți dorești, iar aprecierea din partea șefilor va fi cireașa de pe tort. Astrele îți recomandă însă să nu exagerezi, pentru că seara s-ar putea să te prindă cu garda jos din cauza oboselii. O baie fierbinte sau o cină romantică alături de jumătatea ta pot fi idei excelente pentru a încheia o zi reușită. Destul de ciudat, dar astfel de oameni îi vor deveni în cele din urmă cei mai de încredere aliați. Negocierile de afaceri vor fi fructoase. Nativul vărsător va ști exact cum să-și apere interesele, chiar dacă adversarii săi vor fi foarte încăpățânați. În viața personală vor exista de asemenea schimbări semnificative în bine. Pești. Nativul Pești va avea o zi excelentă din punct de vedere profesional. Problemele care nu au putut fi gestionate înainte vor fi soluționate în mod neașteptat. Va observa ceva important căruia nu i-a acordat atenție până atunci sau va găsi o cale de ieșire dintr-o situație ambiguă. Va putea încerca unele experimente de succes. Peștii vor trece foarte ușor peste această zi. Munca la serviciu te va ține ocupat și nici nu-ți vei da seama când a trecut timpul. Dacă în plan profesional totul merge strună, în plan personal va fi o zi care îți va lăsa un gust amar. O discuție aprinsă cu partenerul de viață îți va provoca stres și tristețe. Sfatul astrelor pentru tine este să abordezi lucrurile cu calm. Întotdeauna există o soluție pentru probleme, oricât de grave ar fi. Fii optimist, totul se va rezolva. Totuși, relațiile personale vor fi dificile. Cel mai adesea acestea se vor rezuma la faptul că el nu prea ține cont de interesele celor dragi, având grijă doar de propriile sale dorințe. Nativul Pești va trebui să le explice acestora calm situația pentru a evita un conflict mai serios. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!